Exporturile de vin produs în Republica Moldova au crescut în 2023 cu 18% în volum și 24% în valoare, comparativ cu 2022, fapt ce indică o cerere internațională mai puternică și o recunoaștere a calității vinurilor. Europa rămâne cea mai mare piață pentru vinurile moldovenești, fiind înregistrată o creștere de 36%. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, o majorare semnificativă a exporturilor vinurilor moldovenești se atestă și în America, fiind înregistrată o creștere de 84%. Prețul mediu de export pentru vinurile liniștite îmbuteliate a crescut cu 9%, ajungând la aproape 2 dolari sticla. Japonia se remarcă cu cel mai mare preț mediu de peste 3 dolari sticla la vinul îmbuteliat. De asemenea, în 2023 s-a reușit și crearea unui vin de calitate superioară ghidat de tehnologia inteligenței artificiale în toate etapele de producție, de la recoltare la fermentare, tratare, crearea cupajelor, designul etichetelor și comunicare. Potrivit statisticilor, Republica Moldova se află printre primele 20 de țări producătoare de vinuri. Industria vitivinicolă reprezintă una dintre ramurile cheie ale economiei țării noastre. Vinurile moldovenești sunt importate de peste 70 de țări din diferite colțuri ale lumii.